Solicit și solicităm în numele Partidului Național Liberal dezbatere în procedură de urgență și respingerea OUC 6 și OUC 9 2017, care au stat la baza construcției bugetului de stat, fiind la fel de toxice ca și OUC 13. Dincolo de nerealismul bugetului de stat, care se bazează pe o creștere economică de 5,2%, cu o creștere de colectare a veniturilor bugetare de 32% și un deficit de 3% în construcția bugetului de stat pe 2017, BSD s-a bazat din start pe două ordonanțe de urgență, OUC 6 și OUC 9 din ianuarie 2017, care aduc modificări esențiale legii finanțelor publice. Pe de o parte, pe OUC 9 se elimină din legea finanțelor publice limitele creditelor de angajament și interdicția de a schimba destinația banilor, iar OUC 6 oferă Ministrului Dezvoltării posibilitatea de a transmite aproximativ 75% din investițiile publice, cam 30 de miliarde de lei direct, prin cea pe care președintele PSD Liviu Dragnea ar fi dorit-o premier și care acum este vicepremier și ministrul dezvoltării, doamna Sevil Șaideh, adică fix pentru interesele politice și economice ale majorității PSD-ALDE. Din acest motiv, lipsesc firele de plan al investițiilor publice, care se vor finaliza abia în 20 de zile de data publicării bugetului de stat în Monitor Oficial. Solicităm, deci, Partidul Național Liberal dezbaterea de urgență și respingerea celor două acte normative, OUC 6 și OUC 9. OUC 6, OUC 9, OUC 13, în această ordine, reprezintă preocuparea adevărată a PSD-ALDE și a Guvernului Grindeanu de a folosi în mod discreționar investiții publice și a se ocupări legal prin modificarea codurilor de procedură penală. Mulțumesc, deputat de Sibiu, Nicolae Neacu.